Iisus mi-a pus în față un bine și un rău. Alegerea nu mi-aparține, depinde doar ce-mi doresc eu. M-a pus să aleg o viață și o veșnicie în cer, și o veșnică pierzare în iad, să ajung să aleg să pierd. La prima prezentare ziceam că e ușor, dar e prea imposibil să fug de la televizor. Cum, Doamne, chiar acum, când filmul a început, Tu-mi spui să iau Scriptura și să mă întorc ca și în trecut? Sunt tisită, Doamne, să tu citesc și atât. Și apoi cunosc Scriptura și știu ce-am de citit. Căci din pruncie, Doamne, în casa Ta am crescut. Știu salm, știu și versete și știu să cânt plăcut. Iar mâine dimineață, când mă trezesc, promit, o să iau Scriptura să văd ce-am de citit. Și trist rămâne Domnul la ușă șastă seară, căci a lui fiică dragă îl închis afară. Te rog să iei aminte, tu frate și tu soră, să-i cuceți la Scriptură și nu timp pentru o oră. Că atunci când stai degeaba, atent la emisiuni, trec ceasuri, trec zile, trec chiar și săptămâni. Te vezi bătrân deodată și viața ți-a trecut. Și atunci îți vei da seama că ești n-ai nimic plăcut. Tot ce ai primit în lume, ca dar să folosești, e timpul și viața, dar fii atent să nu le risipești. Scriptura ne învață, la ea să cugetăm, în orice ceas și clipă să nu îndepărtăm. Alege azi viața, alege-L pe Hristos. Citește acum Scriptura, că ți este de folos. Nu te agăța de lume, că-și te va trage în jos. Lipește-te de Domnul, să ai un viitor frumos. Alege la Scriptura, alege-o să o împlinești. Fii plinitor în toate, ca-n veci să biruiești. Amin. Amin.